Bună seara, doamnelor și domnilor, vă propun un dialog cu domnul Adrian Maghinici, dintre comentatorii politici ai acestui post de televiziune. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat să stăm de vorbă. Bună seara și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație și bună seara ascultătorilor dumneavoastră fidele. V-aș solicita la început un punct de vedere general, domnule Maghinici. Cum mai vedeți dumneavoastră lucrurile în sens geopolitic? Ce sesizați că se întâmplă? Ce spuneți că s-ar putea schimba? După aceea să vă spun și eu că am sesizat o serie de nuanțe, vedem dacă vom fi gând la gând cu bucurie sau dumneavoastră gândiți altceva. Dacă nu mă înșel și mănânesc că sunteți un martor corect, de obicei nu prea mă păcălesc încă o dată. Nu sunt un nemaipomenit comentator sau analist politic. Discutam încă la începutul acestei perioade tragice pentru Europa și pentru lumea în general ceea ce se întâmplă în războiul din Ucraina, prin așa zisă operațiune militară. Speram ca să nu dureze foarte mult și să nu ne apuce iarna. Vedem totuși că în ultimile săptămâni Europa se pare că își deschide ochii și a înțeles că a căzut într-o capcană a Statelor Unite ale Americii. De obicei, Statele Unite ale Americii făceau aceste lucruri prin America de Sud sau prin țările africane sau chiar și o primăvară arabă. N-a fost un război, dar a fost totuși o revoluție de tip CIA. Cred că după atitudinile luate de Macron, care întotdeauna a avut dorința unei uși deschise și unor discuții cu Putin, iar mai nou, după ultima declarație a președintelui Erdogan, se pare că și domnul Olaf Scholz își dorește la fel o deschidere a porților către... Germania a negat chestiunea asta, a spus că e o interpretare, că nu e stau lucrurile. Da, în momentul în care dăm șansa unei interpretări, înseamnă că a existat. Sunteți mai bine poziționate decât mine să cunoașteți utilitățile interpretărilor. Deci, Germania poate a negat acest lucru, dar să nu uităm că Germania a fost printre ultimile țări din Uniunea Europeană care au trimis armament în Ucraina. Așa și într-o foarte mică măsură, spre deosebire de o Polonie, dacă vrem, care s-a implicat foarte mult. Și Franța cu cele 15 tunuri trimise, nu se face primăvară cu o floare. Și lucru care este foarte cert și vedem că inclusiv și pe băncile deputaților democrați, nu mai vorbim de cei republicani din Statele Unite, se dorește totuși ca să-ți ajungă la un consens și la un sfârșit. Iarna este foarte aproape, se anunță din punct de vedere meteorologic o iarnă foarte dură, iar Uniunea Europeană și în speță cel mai mult Germania intră într-o criză industrială, deci nu mai e vorba de o inflație. În momentul în care gazul de la Rusia o să se oprească definitiv, nu mai vedem Germania ca motor economic al Uniunii Europene și una din primele puteri industriale la nivel mondial. Așa este. Eu mă bucur că ați punctat chestiunea asta, care, mă rog, la noi e cald, acum poate că și în Ucraina a venit valul acesta de căldură din Africa, dar se anunță, într-adevăr, o iarnă grea. Înțeleg că, de exemplu, capitala Ucrainei, Kiev, nu mai are nici apă, nici... 80% din sistemul de energie electrică și de canalizare și apă curentă este distrus.
Da, după părerea mea, și nu știu, vă întreb și pe dumneavoastră, că este o chestiune până la urmă care ține de nu știu, de bunul simț, de. După părerea mea, nu se poate trăi la bloc fără apă caldă și fără căldură și fără gaze și fără curent electric, pentru că e mai rău decât în stradă. Adică trăiești mai rău într-un apartament când se fac flori de gheață la fereastră, mai ales că în Ucraina temperaturile sunt mai jose Mai decât. jos decât la noi. Da? Atunci este mai rău realmente decât în stradă. Și mă întreb, eu de pildă sunt neliniștit, sunt un cetățean, unul dintre cetățenii europei. Mă întreb cu neliniște ce facem noi, noi oamenii, pur și simplu că politicienii văd că deocamdată nu reacționează, merg înainte și de o parte și de alta, adică și de partea ucraineană și din partea rusă. Din Europa. Eu m-aș întoarce totuși puțin la decizia Rusiei de redeschiderea culoarului de circulație navigabil pentru cerealele din Ucraina, ceea ce deja este un pas. Eu, din partea Rusiei, cât de cât și sunt obiectiv, nu sunt subiectiv, am văzut din când în când niște deschideri. Pe când, din partea Ucrainei, eu nu am văzut niciun fel de deschidere, nici către tratative. Au fost niște tratative duse prin luna aprilie în Turcia, dar care nu au continuat. Dar, încă o dată, repet, văd că din nou s-a dat drumul la circulația cerealelor, pentru că această idee de a transporta cerealele, zeci de milioane de tone de cereale terestru prin România sau Polonia, este o aberație. România nu își poate permite, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, și să nu uităm deja un lucru pe care îl uită guvernanții noștri sau nu au voie să spună, este faptul că cereale din Ucraina au inundat deja piața agrare din România, au scăzut prețurile. Acum ele crescuseră un pic din cauza blocadei făcute de marina militară rusă. Dar încă o dată vine, cum spuneți noastră, vine o iarnă grea. Aici este domnul Magnici problema și iertați-mă că insist. Sunt foarte curios cum judecați, pentru că dacă extrapolăm și să zicem așa, vine cineva și îmi spune, domne, dacă ar vrea cineva să ne ia Transilvania și am intrat într-un conflict armat și eu știu s-ar întâmpla să rămână Bucureștiul, Ploieștiul, Clujul, Iași, în sfârșit, fără apă caldă, căldură, electricitate și mai departe, ce am face? Am suporta pentru că nu putem concepe să pierdem Ardealul. Întrebarea este, se poate pune problema la fel și în legătură cu teritoriile din sudul Ucrainei? Adică merită acele bucăți de pământ? Și Ardealul e o bucată de pământ, sigur, putem vorbi la fel. Merită un sacrificiu atât de mare? Pentru că eu sunt convins că dacă nimic nu se schimbă, în iarna asta vom avea realmente un dezastru umanitar în orașele din Ucraina, nu la sate. Acolo se mai încălzesc, acolo mai mănânc, mai au o găină, mai mănâncă un ou, în sfârșit, n-au nevoie de celulare, n-au nevoie de. Nu se duc la serviciu, oamenii, iarna, țăranul, stăm totuși, poate să stăm mai mult în casă. Deci, ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere și cum judecăm? E un dezastru umanitar, sincer, sunt un pic cinic, îl văd mai mult în România decât în Ucraina. În Ucraina au intrat peste 100 de miliarde sub formă de lichid, ajutoare militare, ajutoare industriale, pe când în România nu fac bani decât să iasă. Cred totuși că Ucraina reprezintă la ora actuală pentru Statele Unite un alt Vietnam, chiar dacă Statele Unite nu au oficial trupe, dar se vorbește oficial de instructori în
în toate punctele calde ale războiului și care pregătesc tipurile militari ucrainieni. Există instructori și din alte țări care fac parte din Uniunea Europeană, există instructori din Canada, din Australia, deci cred că la noi dezastru ar fi mult mai mare decât în Ucraina, dacă Transilvania ne-ar fi luată. Întrebarea este ce facem. În cadrul NATO ne vom bate noi cu Ungaria? Nu, eu am, să știți că n-am vrut să mergem chiar așa cu exemplul nostru cu Transilvania foarte departe, că nu cred că e un pericol ăla asta. Dar am vrut să încercăm să judecăm cumva, să găsim un punct de reper prin care să judecăm ce se întâmplă în Ucraina. Pentru că să vă spun o chestiune. În timpul cel de-al doilea război mondial era aproape toată Europa în flăcări. Cu câteva țări. Trei țări. Acum Europa nu e în flăcări. Chiar dacă suferă, că mă rog, e inflație, recesiune și mai departe. E în congelator. Cum? Ei, totuși. Acum noi stăm, și eu și dumneavoastră, stăm în căldură. Cei de la Kiev nu stau în căldură. Deci deja ei nu mai au căldură. Și întrebarea este, nu o să ne fie rușine nouă și copilor noștri dacă nu facem ceva, nu avem o anumită atitudine acum atitudine vis-a-vis de acei oameni, sunt milioane de oameni. Am să fiu la fel de direct, poate chiar cinic. Mi-e mai aproape cămașa mea decât blana vecinului. Deci nu văd când România este poate țara care a dat foarte mult mai mult decât Polonia. În Polonia și în Cehoslovacia se cere chiar ca cei care au refugiații să plătească. Eu am văzut asta vară și nu numai asta vară, am văzut chiar din luna martie, eu am văzut în hotele de lux din foarte aproape de Râmnicu Vâlcea, apoi am văzut la mare grupuri de ucrainieni care nu arătau a refugiații, îmi pare rău, și cărora li se plătea casă, masă și absolut tot în hoteluri de, vă spun, 4-5 stele. Eu nu văd acest lucru ca o... Sincer, nu văd. România s-a implicat deja mult, mult, prea mult. Noi, dacă ar trebui să ne implicăm pentru cineva, ar fi pentru frații noștri din Moldova și poate dacă ar fi să ne implicăm, ar fi să ne implicăm pentru românii din teritoriile ucrainiene. A circulat zilele trecute un sketch în care acest președinte actor își bătea joc efectiv de România și nu era un fake, era un sketch adevărat și de drepturile românilor de tot ceea ce se referă inclusiv la religia ortodoxă. Deci, credeți-mă, singurii de care mie personal sunt moldovenii din doamnei Maia Sandu, pe care se pare că domnia sa i-a băgat într-o oală plină de mocilă în care nu aveau ce să caute prin poziția pe care a avut-o, și de românii din teritoriile ucrainiene. Ca să nu spun din teritoriile românești ocupate de Ucraina. Ei trebuie să se înțeleagă la noastră că trebuie să descurce ucrainienii singuri să spele pe cap cu... Să se spele cu America, să se spele cu... De ce să primească numai ajutoare militare, care de fapt aflăm, unii o află destul de târziu. Aflăm că de fapt vorbim de listing, de echipament militar și de faptul că noi românii nu e suficient că o să plătim vechiturile de armament care le cumpărăm din Statele Unite, o să contribuim în coșul comun al apărării Uniunii Europene să plătim și tot echipamentul militar pe care Statele Unite echipurile livrează cu atâta dărnicie. E foarte simplu să spui că dăm un ajutor de 2-3 miliarde aproape săptămânal,
care trebuie să fie rambursați, și asta o știți la fel de bine ca și mine, de către Uniunea Europeană, din care faceți parte și dumneavoastră, fac parte și eu și fac parte toți contribuabilii. Deci, haideți să spunem lucrurile pe nume. Este, domnul Maghinici, Uniunea Europeană plătește și Ucraina, la rândul ei, plătește Statele Unite. Da, și eu am să continui să fiu cinic și fără inimă. Eu nu sunt cineva care merge zi de zi la biserică, sunt botezat, sunt ortodox, iubesc religia, iubesc ceea ce a putut să facă biserica și creștinismul în general pentru europeni, dar în momentul în care văd că noi avem două probleme foarte clare. Am avut un război pornit în Iugoslavia pentru dezmembrare și a fost pornit grație, în ghilimele, catolicilor din Croația și turcilor, care de fapt sunt boșniaci, iar aici eu văd că toată politica ucrainiană după 92 a fost condusă prin prisma catolicismului, îi spune foarte multe lucruri. Nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Deci, încă o dată, prefer să... Știți că unul dintre liderii detașamentului Azov, capturat la Azovstal, a fost dus în Rusia, bine, și-a acceptat, mă rog, mai mult sau mai puțin forțat, nu știu cum, să dea un interviu la o televiziune din Rusia și a spus că el și prietenii lui văd altfel chestiunea, și anume că Ucraina ar trebui să se contopească cu țările baltice și cu Polonia și să formeze un singur stat, nu să intre în Uniunea Europeană, unde sunt niște limitări cu care ei nu ar fi de acord. Într-adevăr, dacă Ucraina ar intra în Uniunea Europeană, nu te mai plimbi cu Kalashnikov-ul pe la hipermarket sau nu te duci la film în armat cu grenade la centură. Eu am tot felul de teorii vis-a-vis de ce viitorul Ucrainei. Păi, vedeți, pot să vă și spun, în 2005 am fost obligat să ajung în Ucraina și să stau de vorbă cu fosta prim-ministru, doamna Timoșenko, care apoi a făcut pușcărie și prin prisma ceea ce a trebuit să fac, am cunoscut foarte bine ceea ce se cheamă corupția și mafia în Ucraina la nivel de stat, și această lipsă de respect către românii din Ucraina și către românii din România. Deci, pentru mine, vă spun încă o dată, mi-e mai aproape cămașa și, sincer să fiu, cred că România are probleme foarte grave și, chiar dacă nu este sub bombe, majoritatea populației, mai ales pensionarii, care, să nu uităm, sunt totuși peste 6 milioane și din cei 6 milioane nu avem decât vreo 60 de mii care au niște pensii decente și unii au niște pensii astronomice, toți de-abia își duc zilele de azi pe mâine. Și dacă acolo nu o să mai fie apă caldă sau căldură, foarte mulți o să-și taie singuri în România și apă caldă și căldura, pentru că nu o să poată să o plătească. Deci este punctul meu de vedere. Pot să fiu judecat aspru, dar credeți-mă că nu pot să fiu 100% ancorat numai în Ucraina, să mă scol cu Ucraina, să mă culc cu Ucraina când văd ce se întâmplă, când văd că produsele pe Galantar, o altă escrocherie mare a celor care le vând în marile suprafețe, sunt cu suta de grame. Da, e corect. Bine. Păi atunci, haideți să aruncăm, mă gândeam să las pentru final, haideți să aruncăm o privire mai la vest, acolo, în Franța, unde, mă rog, dumneavoastră știți foarte bine situația. Acum unde sunteți? În Franța sau? M-am întors. Sunteți în România? De două săptămâni suntem. Cât stați? Cât stați pe aici?
Nu știu, sincer, să fiu e trist, aș pleca mâine. Înțeles. Bine. Tocmai citesc și voiam să vă întreb pe dumneavoastră ce se întâmplă, ce se întâmplă. Tocmai citesc ultimul roman al lui Michel Houellebecq, care are un titlu, uite, îmi scap acum, deși citesc la el, ceva de genul disoluție sau ceva, dramatizare, disoluție sau nu știu, să mă uit pe internet, am cartea pe nuptiră. Și imaginea pe care o lasă de specialitatea franceză contemporană, el plasează acțiunea romanului în 2027. Așa a făcut și cu supunere, cu romanul anterior, da. A lăsat un pic în avans, face așa, dar mă rog, nu departe, nu ca Jules Verne. Și Franța din 2027 este o Franță blăguită din punct de vedere moral. Toată lumea este nevrozată, toată lumea nu mai are chef, nu mai există iubire, nu mai există viață de familie, oamenii sunt izolați, nu comunică între ei, apar tot soiul de atentate, în sfârșit. Și întrebare, că plețim, e ceva adevărat sau e pur și simplu o viziune scriitoricească și nimic mai mult, asta ar fi? Din păcate nu e numai viziune sau opțiune, tot dacă ne uităm de-a lungul literaturii franceze, europene în general, mai puțin cele nord-americane, cam tot ce au scris scriitorii nu s-au înșelat niciodată. Putem să plecăm de la Jules Verne și să vedem unde am ajuns astăzi, dar ceea ce se întâmplă în Franța, mai ales în ultimii 20 de ani, este într-adevăr ceea ce se numește disoluție. Cred că Franța nu mai este țara pe care am cunoscut-o și eu și dumneavoastră, pe care foarte mulți au iubit-o. În ultimii 20 de ani, Franța și-a pierdut din splendoarea și din acea țară a libertății. Hilare se numește, să știți, că rămăsesem de Hilare. Da. Am terminat cartea și nu știu, mai am 200 de pagini din 500. Dar mi s-a părut extrem de tristă ca viziune despre Franța. Dar vă ascult în continuare. Da, să știți că și eu am citit ceva trist care se chema Evrei în timpul lui Mahomed al V-lea și în Maroc. Culmea este că este foarte legat de ceea ce spuneți dumneavoastră și de cartea pe care o citiți. Nu, Franța din păcate și-a pierdut până și această mândrie națională, lingvistică. Deputații, diplomații francezi, președintele francez, sunt niște mici cățeluși care, fiind din străinătate, nu mai vorbesc franceză sau chiar la ei fiind vorbesc mai engleză. Fac o mică divagație. Ca și dumneavoastră am fost la școală, țin minte că în clasa 5-a a trebuit, ni s-a spus să alegem între rusă și franceză. Deci atenție, ni s-a spus între rusă și franceză, am ales franceza. Astăzi engleza este limba unică, impusă. Noroc că chinezii și indienii au dialectele lor și sunt totuși aproape 3 miliarde. Deci, asta, ca să revin la Franța, dar Franța nu mai este ceea ce a fost, oamenii și mai ales culmea este cei de dreapta și cei care sunt, de altfel, coloana vertebrală a sistemului educațional, financiar și economic al Franței sunt la fel de disperați ca și intelectualii din România. Dar am văzut dumneavoastră în Franța, mergeți la golf, mă rog, prin general oameni care au anumită stabilitate. Despre ce se vorbește? Exact despre ceea ce vorbeam cu dumneavoastră despre războiul din Ucraina, despre faptul că Franța din 35 de tunuri faimoase a dat 15 Ucraine, despre faptul că prețurile cresc, dar încă o dată domnul Smeureanu
sunt cineva care întotdeauna i-a plăcut să se ducă să facă cumpărături, să stea în bucătărie și efectiv să trăiască printre oameni. Și la Gov sunt oameni și oamenii sunt efectiv, e urât să spun, dar totuși scârbiți de politica ultimilor 20 de ani din Franța. Și de lucruri și de această supunere totală către Washington. Cum eu nu înțeleg după ce a fost acest Brexit, de ce folosim ca limbă principală engleza și nu folosim germana, franceza, mai ales când sunt oameni care sunt plătiți și pot să fie translatori. Văd că și la noi în marile reuniuni nu se vorbește decât engleză. Nu că așa avea ceva împotriva limbii, dar e, deja această supunere mă duce cu gândul la vremurile, în ghilimele, dure ale comunismului și ale impunerii de către ruși în spațiul estic a limbii ruse, pe care o arătam cu toții cu degetul atunci. Da, acum nu e cazul. Acum noile generații vorbesc englezește, probabil că le place. Se numește, știți mai bine decât mine, se numește tot îndoctrinare, se numește spălare de creier. Dacă vrem să ne gândim că limba engleză nu are decât un fond uzual de 3.000 de cuvinte, că formă sunt încă vreo 3.000 care sunt de origine franceză, lucrul acesta ne spune foarte mult. Și eu cred totuși că pentru această generație care este obligată să stea cum stăm și noi, cu internetul deschis, cu telefonul, cu Skype-ul, cu WhatsApp-ul, cu tot felul de programe, ar fi foarte interesant ca să putem să fim liberi, să comunicăm în fiecare în limba lui. Dar este un lucru destul de interesant și sare iarăși la un alt lucru. Știți de ce cumpărăm cu toții echipament militar și avioane militare americane? Pentru simplu motiv că softurile sunt numai în engleză și că pot să stai sus, să fii la 2.000, 3.000, 12.000 de metri, să ai o misiune, să fii din România sau din Bulgaria sau din Polonia și poți să fii deturnat de la sort de către producător. De ce? Să fii deturnat din rolul pe care l-ai și misiunea pe care o ai de către producătorul avionului. A producătorul poate interveni. Să interveni. Deci această super dotare de a prevedeți că și mașinile care se conduc singure la un moment dat. Da, interesant, sigur. Bun. Și acolo la gol, după ce mai dați o bilă și, mă rog, vă mai... Se întrevede vreo soluție sau rămâne pe disoluție? Ce-o da Dumnezeu? Oamenii... Suntem pe ce-o da Dumnezeu, pentru că exact ca și alegerile din România, alegerile din Franța, ultimele două alegeri prezidențiale au fost manipulate, sesizați că sunt civilizații, nu spun furate, au fost manipulate și câștigate atât prin ceea ce numesc eu această parte de softuri, cât și prin îndoctrinarea populației și crearea unui personaj negativ de-a dreptul diavolesc al doamnei Marine Le Pen, care de fapt ar fi trebuit deja să fie ea la al doilea mandat președinte. Ce spuneți, mă rog, în opinia noastră, nu aveți probe, că nu aveți... Ba, au fost probe la ultimile alegeri, au fost probe la ultimile alegeri al domnului Macron, la ora 20, la exit poll, Marine Le Pen avea 2 milioane de voturi în plus verificați pe Antenne 2, Antenne 3, afișate de la... Chipul a fost obișnuit. Da, așa au spus. Deci,
O greșeală? Nu. Nu. Să spun pur și simplu ceea ce, cum a avut și la noi domnul Ponta, dacă amintiți, și până s-a trezit domnul Iohannis cu 2 milioane în plus. Nu mi se pare așa, dacă faceți o similitudine un pic, să vedeți. Da. Deci, oamenii care sunt oamenii care vin la golf, în general, vin să uite de lumea în care trăiesc, au niște posibilități financiare, își ajută semenii, dacă pot, financiar și chiar din punct de vedere psihic, dar sunt, cum v-am spus, sunt scârbiți, îmi bănuiesc că sunteți și dumneavoastră, că vă urmăresc postările și apreciez la dumneavoastră această libertate de a nu fi nici de dreapta, nici de stânga. Da, e corect. Dar spuneți-mi, în această situație, mă gândesc la oamenii care se duc la golf și vorba noastră, au tot ce le trebuie. Pot să ajute și pe alții. Și atunci, poate n-ar fi cazul ca într-un oarecare interval, în 2 ani, 5 ani, să zicem, domne, hai să renunțăm la aceste preocupări morale. Adică să ne gândim noi că de ce limba engleză, că de ce de la Washington, că de ce ies președinții care sunt doriți peste ocean pe aici, prin Europa, să lăsăm lucrurile să curgă din moment ce avem ce pune pe masă, ba, mai avem și bani de crose de golf și de bile de golf și ne plătim și chirie la teren acolo. Nu știu, eu cred că dacă ne uităm, am spus noastră, oamenii care sunt doriți de la Washington, lucrurile sunt mult mai complicate, nu numai că sunt doriți de la Washington, oamenii sunt școliți de către servicii găsiți de către ONG-ul, haideți să luăm până și pe Maia Sandu. Produs de universitate, să luăm pe domnul Câțu, produs de universitate. Pot să vă dau și exemple din cei din stânga, că eu observ cu o foarte mare tristețe că PSD-ul a devenit un partid foarte modern, LGBT-ist, progresist. Nu mai este un partid social. Într-adevăr, se fac mici eforturi să vedem ce facem cu pensie, dar vedem cum heronie este că PNL-ul trage ca pensia să fie cu mult mai repede decât își dorește PSD-ul. Știm foarte clar că PSD-ul, dacă preia guvernarea cu un prim-ministru la anul al PSD-ului, va fi obligat să găsească toate resursele financiare pentru a plăti pensie. Și întrebarea este cum? Nu insistă pentru un procent mai mare, cum insistă întrebarea e de unde? Când avem de plătit încă un 0,5 în plus, am ajuns la un 2,5% oficial bugetul de la pentru Ministerul Apărării, vorbesc de buget oficial, nu vorbesc de alți bani care se duc direct în armarea României și care nu trec prin niciun departament financiar și nicio aprobare a Parlamentului. Da. Am deschis într-una dintre nopțile trecute site-ul ai reviste pe care altădată și îmi pare rău că nu mai găsesc în ediția românescă la MOL, și anume Foreign Policy, și am dat peste un articol care spunea că la toate universitățile, cam la toate universitățile de pe glob, studenții de la științe politice învață că se apropie cel de-al treilea război mondial. Și mie parcă nu mi s-ar părea, mă rog, dar când mai multă lume spune că ești beat, e bine să te duci să te culci. Întrebarea este, dumneavoastră, ce credeți pe acest subiect și ce cred oamenii cu care jucați dumneavoastră golf acolo? Oamenii cu care joc eu golf nu vor să creadă într-un al treilea război mondial, dar pentru că tot vorbeam de studenții care au trecut prin Statele Unite, fiica mea cea mare a făcut două masterate, unul în științe politice în state
jurnalist, că așa sunt cuplate, și un altul în cibernetică. Ea lucrează la ora actuală în Ministerul Apărării în Franța și îmi spunea că punctul ei de vedere e că nu vom ajunge la un al treilea război mondial, dar că atâta timp cât nu vom ieși de sub aripa ocrotitoare, în ghilimele, a Statelor Unite, pentru care Uniunea Europeană reprezenta un pericol chiar mai mare decât China din punct de vedere economic, nu vom fi liniștiți. Dacă ne uităm și luăm toate războaiele făcute de Statele Unite ale Americii, vom vedea că cel din Vietnam venea la fel după o perioadă de recesiune și în care Statele Unite trebuia să producă enorm și să aibă războaie ca să poată să își dezvolte posesiunile, pentru că tot timpul noi uităm unde au avut loc aceste războaie, ce s-au obținut în aceste războaie. După Cambodgia, dacă vă aduceți aminte, care era un Eldorado pentru opium, al doilea Eldorado a fost Afganistan. Lucrurile sunt mult, mult prea complicate, domnule Smebreau, și nu putem să le discutăm. Nu sunt ele de domeniul teoriei conspirației, adică dumneavoastră... Păi nu sunt, păi nu sunt. ...delegați prin droguri? Sigur că da, că noi vorbim așa în șoaptă sau acasă în bucătărie, cum făceam odată. Da, zicem, domnule, există un anumit serviciu secret undeva peste ocean care, printre altele, se mai ocupă și cu traficul de stupefiante, pe care ia de acolo și de acolo și face niște bani. Și da, dar nu este numai vorba de făcut bani, este vorba de demobilizat o parte din populație, de vorba de ancorat și viciat populația tânără care se dedă la aceste obiceiuri, adică să începem de la opium, hașiș și cannabis și alte amfetamine. De ce vedem noi că tineretul de astăzi este dezinteresat de o viață reală, politică? Avem tineretul care se angajează, care sunt activiști și viitoarele care, dar în general vedem că partidele mai sunt niște partide de masă, că erau de dreapta sau de stânga, și că numărul membrilor scade. E corect. Mai interes. Deci să mai uită la televizor, la deci dorința de nu este neapărat de a face bani cu drogurile, este de a destabiliza și crea universuri artificiale generațiilor de astăzi, și să nu uităm că din păcate încep de la 10-12 ani. Dar acum sigur că de Maghinici, dumneavoastră propagați fake news. Nu, da. Eu propag fake news. Spuneți că se urmărește, că nu știu ce, în fine. Divide impera. Poate tu și romanii erau tot în fake news. Da. Nu se știe. Mă gândeam că dumneavoastră acolo, jucătorii de golf, știți? Nu. Să știți că și jucătorii de golf sunt, unii dintre ei sunt niște oameni care au participat la nașterea monedei euro, alții sunt filozofi, așa, deci nu sunt niște iubitori de fake news. Și să nu uităm că, dacă ne uităm, că până și un medic de la IT, sărac, a fost găsit cu cannabis asupra lui și sub influență, să nu uităm că în România crește numărul celor care utilizează droguri sau amfetamine, să nu... În Olanda nici nu trebuie să mai discutăm. Olanda, Belgia, dacă vreți, îi găsiți pe toate drumurile și rezemați de toate clădirile. Sau, și asta este un fake news, că facem de vreo 50 de ani cake-ul românesc îl facem cu cannabis înăuntru și îl vindem la liber. Să nu uităm câte țări deja din Uniunea Europeană au fost. Da, o știați. Cannabis. Și noi punem cannabis în cake. Nu știați?
știam. Poate nici nu e adevărat, poate e fake news. Da, este un fake news. Pot să vă spun că vă dau și sunt adresele, sunt publice în cafeteriile și cafenelele unde luați prăjitura cu cannabis, unea și hașiș, adică cum e și Strada Roșie, tot la fel, așa de real este și aceasta și nu este un fake news. Dar unde e asta? Amsterdam, Rotterdam. Nu știu, dacă vreți, vă invit odată să mergem la Amsterdam, cu toate că eu nu mai suport să merg după ceea ce se întâmplă în Olanda la ora actuală, începând de la compania aeriană în care mănânci numai vegană. Da, e corect, nici eu nu mor de dragul lor, n-am mai călătorit cu KLM-ul. Am călătorit în luna... În iulie am călătorit cu KLM. Acum am călătorit cu Taron, care nu mai dă niciun pahar de apă pe o cursă regulată până la Paris. Da? 3 ore și cât se face, nu? 2 ore 50 și 2 ore 40, depinde de vântul de față sau de sus. Se mai servește masa în avion, că era așa o plăcere. Da, era, nu, acum vă spun, a fost pentru mine care am zburat, totuși a fost așa, trist, da. Chiar mi-a venit să plâng după ce am plâns la KLM, care dau sandwich-uri vegan de zine să te duci să vomiți instantaneu. Deci credeți-mă, sunt numai fake news-uri pe care le spun acum. Ai noștri nu mai dau nimic, ca la low cost. Au rezolvat-o, bineînțeles. Da, asta e. Până la urmă, e diferență mare de stare de spirit sau de nivel de trai? Este. Vedeți, este diferența. Diferența vine că, totuși, când salariile sunt de cel puțin 3 ori mai mari, când minimul e de 1400 în mână, da? De euro, minimum, da? Așa, dar vorbim în general de 3 ori mai mari, când prețurile în supermarșeuri sau oriunde vă duceți în general, nu vorbesc să mergem să mâncăm în restaurante de lux, sunt cu 30% mai ieftine, când toate facturile sunt mai ieftine, când motorina sau benzina sunt chiar mai ieftine cu 5 sau 10 cenți decât în România, dar și acest lucru este valabil când cobor și în Spania, pentru că mă duc destul de des la San Sebastian și la Bilbao când sunt în Franța sau când mă duc până în Elveția. România a devenit țara cea mai scumpă din Uniunea Europeană, cu atât mai mult ținând cont de această discrepanță de salarii și de pensii. Deci știu că și dumneavoastră călătoriți și bănuiesc că vedeți acest lucru. Ce vreau să vă spun, cu 14-15 euro voi de la antreu felul 1, felul 2 desert și 330 de mililitri de vin sau bere pe masă, pe când lucrul acesta nu poți să-l mai faci în România. Și credeți-mă, să mănânci la golf, să mănânci un meniu este 20 de euro. În România duceți-mă în pinte și dați-mi un meniu cu tot ce am spus eu la 100 de lei. Nu să-mi uitați nicăci. E la golf, atenție. V-am spus în celelalte părți, la 14, la 12. Și se mănâncă cu 20 de euro la golf? Că eu n-am știu. Da, se mănâncă, da. Da. Mă faceți invidios. Nu, că vă spun sincer, eu nu fac parte din cei cu bani, numai că deosebirea iarăși între România și românul care are capul supus și e foarte egoist este că prietenii adevărați din România, Germania sau Italia sunt prieteni pe o viață, sunt frați pe o viață și fiecare l-a ajutat pe celălalt când putea cândva. Și acolo nu se uită. În Franța, încrederea în clasa politică e la fel ca
în România, că în România... La fel de neîncredere. Dar încrederea în presă, pentru că era o vreme când toată lumea în metrou avea ori Le Monde, ori Le Figaro, ori, eu știu... Încrederea în presă este exact ca în România, pentru că și presa din Franța este plătită ca și cea din România. Deci sunt două, trei canale care își permit sau jurnaliști să aibă un alt punct de vedere, dar acest dorință care s-a născut odată cu COVID-ul de a avea o opinie corectă și unică, dictată de la cele mai înalte foruri politice, filozofice, să nu uităm că și filozofii în Franța foarte, foarte mult s-au dedat la aceste sume. Să nu uităm că foarte mulți scriu sub Putin. Eu am citit într-o lună, am citit trei cărți despre Putin, de exemplu. Deci se scoate săptămânal, apare ceva despre Putin, despre tinerețea. Să știți că unele sunt și obiective, nu sunt numai negative. Da, eu am citit teribila carte a lui Alain Bezanson despre Sfânta Rusie și mi-a plăcut foarte mult Alain Bezanson. Da. Chiar încearcă să explice, nu știu câte lume citește, ar trebui citit și la Elisei și în general... Dar știți ce este foarte, foarte ciudat? Este că avem un sort de pacepa care scriu și ei despre Rusia, despre Putin și despre colegilor de serviciu care au mâncat o pâine. Până în anii 2000-2005, ceea ce eu găsesc abject, că credeți-mă, pentru mine trădarea, indiferent că ai fost de stânga sau de dreapta, sau trădarea rămâne trădare. După ce ai mâncat, după ce te-ai umplut, după ce te-ai umplut de stele pe umăr, deci, vă spun, este dramatic ce se întâmplă. Această îndoctrinare care seamănă, pentru că mi-am făcut aminte cu partea asta pe care am suportat-o și noi în timpul comunismului. Da. Acum, e o chestiune, mă uitam să vedem cât... Vă rog pe Liviu să ne spună câte minute mai avem. Cred că doar vreo... Cinci. Mai avem 5 minute? Da, am început exact la ora, nu știu, să ne spună cât avem imediat să îl întreb. Pentru că mă gândesc că n-au săracii cu ce să trăiască când pleacă din Rusia și vin în Franța și ca atare se dădeau la compromisul din astea. Nu culmea, știți care este? Ba da, au cu ce să trăiască, pentru că exact ca și sistemul nostru de inteligență, hai să fiu și eu la modă, în momentul în care au ajuns și au fost trimiși să spioneze pentru Rusia în străinătate, li s-au făcut tot felul de sinecuri, de mici întreprinderi, de mici comerțuri, deci serviciile secrete rusești i-au pus în pâine. Atenție, deci. Și cu toate astea, mă rog, poate oamenii sunt democrați, să uită spre alte stele polare, nu? Nu, de ce? Dacă ar fi atât de democrat, trebuie să rămâne la prima plecare, la prima misiune. Nu să mai stea încă 15-20 de ani. Și atunci, cum vă explicați? Cum îmi explic? Îmi explic pur și simplu că nu au avut suficient de mult sau nu li s-a permis să ajungă și mai sus decât colonel sau general. Sau nu li s-a dat cât li s-a dat lui Abramovich, de exemplu. Ca să spunem și aici lucrurilor pe nume. Eu când aud că vorbim de oligarhi și de asta, când știm foarte clar de unde vin banii, când știm de ce Anglia e cea mai înrăită, câinită de-a dreptul împotriva
oligarhilor ruși este faptul că 30% din finanțe și din ce mișcă industrie și economie sunt bani veniți din Rusia. Păi și atunci ar trebui să nu fie așa de... Păi nu, ei sunt așa, tocmai ca să poate să recupereze și să confisce toți banii care au venit din Rusia. Ar fi foarte tare. Asta sunt realitățile, fake-urile. Am văzut că s-a mărit dobânda de referință la credite în Anglia destul de mult, inflația destul de mare. Dar luați pe ai noștri cu roborul care a explodat. Și de domnul Isărescu din când în când iese și se revoltă puțin, dar îi lasă în continuare să facă ceea ce fac. Când ei sunt efectiv, pot fi și mâine și expulzați și naționalizați. Să nu uităm că Anglia a naționalizat acum 3 ani niște bănci. Da. Poate data viitoare, când ne vom revedea peste o lună, eu știu, domnule Maghinici, să avem o discuție mai optimistă. Poate cine știe ce se întâmplă. Dumnezeu e mare. Să sperăm că se va termina acest război stupid, să sperăm că se va termina odată pentru totdeauna cu intervențiile în viața privată a oamenilor, în religie, și că vom putea totuși să avem niște sărbători de Crăciun, dacă nu o să ne fie interzis, cum e interzis de fapt în orașele cucerite de primarii ecologiști în Franța, ca Bordeaux, Lyon. Avem foarte multe zone în care Grenoble, unde nu o să fie pom de Crăciun, o să fie creșa. Dacă oamenii așa au votat, așa să fie, după cum vor oamenii de democrație. Îndoctrinarea. Da. Vă mulțumesc. Vă doresc o seară. Și eu. A fost o deosebită plăcere. La revedere.